Bună ziua, facem astăzi chifteluțe din carne de pui. Vă invit să urmăriți rețeta. O să avem nevoie de carne de pui pe care o să o tocăm. O jumătate de ardei, o legătură de pătrunjel, 2 cartofi mici, o ceapă mare, cam 7 căței de usturoi și 3 morcovi mici. O să tocăm tot. Am tăiat legumele, acum o să le toc. Am tocat legumele, acum dacă vreți să lăsați cu apa lor, se poate pune cam 3 felii de pâine, le tocăm și ele și atunci o să absoarbă apa din zarzavaturi. Deci 3 felii de pâine, fără să fie înmuiate. Deci 3 felii de pâine, luăm coaja și le tocăm așa uscate. Să punem 2 ouă, punem și condimentele, o lingură mare de pătrunjel uscat, o lingură coriandru cu pătrunjel și cu arpagică verde, este opțional, o linguriță de usturoi, granule, o linguriță mică de coriandru, piper negru, o linguriță și sare, tot o linguriță. Amestecăm bine. Da, și o lingură mare de paprică. Amestecăm bine și punem peste carne. Deci dacă nu vreți cu pâine, trebuie stors puțin lichidul din legume. Oricum o să punem mai încolo pe smet. Am amestecat. Și o să punem peste carne. Amestecat foarte, foarte bine totul cu carnea de pui tocată. Amestecăm foarte bine. Am amestecat foarte bine. Acum o să punem pe smet deocamdată 3 linguri mari și până vedem dacă mai o să avea nevoie. Mai are nevoie. Deci o să fie în total 6 linguri. Și încă mai trebuie. Deci în total o să fie cam 120 de grame. Totul am cântărit. Este bine. Dacă vă place piperat, puneți piper mai mult. Dacă vă place sare, și sare trebuie puțin mai multă. Asta depinde de fiecare cum îi place. Să formăm chifteluțele, punem puțin apă pe mână. Luăm cantitatea care dorim. Dăm o formă de chifteluță. Și le punem în tavă. Deci punem puțină apă
Pe mână. Eu deja le prăjesc. Mărimea care o doresc. Am pus cam 4 linguri de ulei. O să punem piptelele. Uleiul este fierbinte, acum o să pun la mediu focul. Lăsăm să se facă pe o parte, pe urmă le întoarcem în cealaltă parte. O să lucrez în 2 tigăi, să meargă mai repede. Când sunt prăjite frumos pe o parte, ne întoarcem pe cealaltă parte. Deci focul este la mediu. Deci la început le punem în ulei foarte fierbinte, apoi punem la mediu, să nu rămână crude înăuntru. Și le prăjim până arată de culoarea aceasta. Apoi le scoatem pe o tie absorbantă. Vă invit să urmăriți rețetele mele, abonându-vă, apăsați clopoțelul și distribuiți dacă vă plac. Chifteluțele noastre sunt gata. Așa arată. Găsiți ingredientele care le-am folosit, toate scrise sub video. Sunt foarte pufoase pe dinăuntru, vreau să rup una să vedeți. Aceasta este rețeta pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!